De la 1 februarie a intrat în vigoare ordonanța de urgență a Guvernului numărul 3 din 2022. Aceasta prevede plafonarea prețurilor la energie electrică și gaze naturale și acordarea unor compensații pentru consumatorii, indiferent dacă este vorba despre persoane fizice sau juridice. Ordonanța ar trebui să fie în vigoare până la 31 martie 2022, dar conform parlamentarului liberal de Hunedoara, Vasili Căpotecă, membru în Comisia Economică a Senatului, este foarte posibil ca prevederile actului normativ să fie în vigoare tot anul în curs. Această ordonanță de urgență este până la 31 martie 2022, dar eu cred că ea se va aplica pentru tot anul 2022, pentru că este puțin probabil ca prețurile la energie să se calmeze și după 31 martie 2022. De asemenea, este foarte posibil ca și facturile de gaz și curent pentru luna ianuarie a acestui an să fie compensate. Mai multe pe această temă, dar și alte subiecte interesante. Puteți afla urmărind emisiunea La Subiect imediat după jurnalul de știri, în care este invitat Vasili Căpotecă, senator PNL de Hunedoara. Emisiunea mai poate fi urmărită pe pagina de Facebook 1 TV, dar și pe canalul YouTube al postului nostru de televiziune.